că următorul subiect pe care îl discutăm este unul extrem de important. Să știți că astăzi, la nivel mondial, este marcată așa o zi mai specială, este ziua conservelor și odată cu pandemia am înțeles că există situații sau cazuri în care noi, într-o panică așa, cumpărăm mai multe conserve în ideea că acestea au un termen de valabilitate mare, mâncarea conservată poate fi consumată pentru o perioadă mai mare de timp, iar astăzi vrem să înțelegem cât de sănătoase sunt produsele care vin într-o conservă, care sunt conservate, și mai cu seamă ce facem cu recipientele goale și cum le putem recicla. Este un subiect, așa cum spuneam, important, întrebări sunt multe, iar răspunsurile le aflăm alături de următorii noștri invitați. Este vorba despre domnul Sergiu Munteanu, medic nutriționist. Bună seara, domnule Munteanu! Bună seara! Și Vadim Axenti, care este directorul executiv al Asociației Obștești Reciclare. Bună seara, Vadim! Bună seara și bine v-am găsit! Vă mulțumim mult că ați acceptat să veniți la noi în această seară și să facem un pic de lumină atunci când vorbim despre conserve și mâncarea conservată. Domnule Munteanu, pe dumneavoastră vă întreb întâi și întâi de toate. Tot ce vine într-o conservă este sănătos? Dacă se folosesc ingredientele corecte, adică de calitate bună, dacă s-a respectat procesul tehnologic de preparare a însăși conservei, dacă s-a păstrat bine, dacă s-a transportat corect, înseamnă că tot ce este înăuntru, da, se pierd unele ingrediente destul de importante, se mai oxidează, deoarece se prelucrează termic, în vacuum și așa mai departe, dar restul de bază totuși rămâne. Și cel mai bine în cutiile acestea de metal se păstrează totuși carne și derivatele din carne, acolo pește și așa ce. Practic, în metal noi altele nu pregăsim. Deseori, legumele, fructe în sticlă se păstrează. Da, deseori. Dar anume, carnea se păstrează în trăieste din metal. De ce vorbesc despre important transportarea, important păstrarea? Deoarece cutiile acestea sunt făcute într-așa fel, că pe partea dinăuntru care contactează cu mâncarea, are un strat special de protecție care nu permite ca alimentele acestea să intre în contact însăși cu metalul din care este confecționată însăși cutia aceasta. Dar dacă nu a fost corect păstrată, adică au căzut jos sau nu la aceeași temperatură s-au păstrat, s-au bombat o leacă, de acum se derează și suprafața aceasta și alimentul intră în contact și apare procesul de oxidare, diferite procese se pornesc contaminare, dar dacă s-au mai, adică s-au bombat puțin, asta în general e foarte periculos, așa conserve trebuie imediat aruncate, deoarece în ele se dezvoltă Clostridium botulinum, botulismul, boală aceasta care deseori se caracterizează numai pentru conservele în metal. Cel mai rău, unii gândesc că dacă chiar s-a umflat puțin, nu nimic strașnic, am fiert-o, am pus-o la foc, am încălzit-o și pot să o mănânc. Nu e așa. Bacteria se distruge, dar toxina rămâne, chiar dacă o prelucrăm termic. Și cel mai rău, că e toxina aceasta botulinică, e afectează foarte mulți mușchi, și mai ales mușchi respiratori. Și foarte des, după intoxicație cu așa ceva, survine decesul. Deci aia, conserva, dacă puțin bombată sau este strivită, adică e schimbată forma ei, mai bine să nu le folosim, mai bine să le aruncăm. Cât timp putem păstra o conservă? Dacă corect se păstrează, tehnologia permite până la 2-3 ani să fie păstrate conservele acestea. Adică mai mult de 3 ani practic nu este de dorit, că totuși e proces destul de durabil, umiditatea, metalul și așa mai departe. Optimal este 2-3 ani care permite să avem rezervele acestea mai mult de carne, de pește și așa mai departe, adică derivatele acestea. Mai mult de 3 ani, practic, deci atât cât e și rar. Termenul de valabilitate indicat acolo. Da, dar e important și termenul de valabilitate să fie așa indicat, să nu fie posibil șters. Că alți producătorii indică cu termenul de valabilitate cu vopsea care e ușor să șterge și pot schimba termenul de valabilitate. Cel mai bine că el totuși să fie imprimat, cum știți, ieșit în afară sau cu laserul care nu este posibil de șters. Atunci este sigur că anume termenul acesta este și trebuie respectat termenul care este pe cutie. Și după ce am mâncat un ton din conservă sau orice altceva, evident că prima, ce facem? Aruncăm la gunoi. Ceea ce n-ar trebui să facem, de fapt. Și aici, Vadim, te întreb pe tine. Cum, în ce mod pot fi reciclate aceste recipiente pe care noi le golim? Și aceste recipiente pentru conserve, de fapt, vreau să și explicăm, sunt făcute de cele mai multe ori din oțel și aluminiu. Aluminiu sau oțel, da. Așa.
ce facem cu ele? În ce mod pot fi reciclate? Deci da, mai întâi eu vreau să spun că dacă vrem să reciclarea conservelor, noutatea bună este că ele se reciclează și este metalul este cel mai reciclat material din lume, da? Chiar în comparativ cu celelalte toate materiale reciclabile luate la un loc, da? Avantajul este că în procesul de reciclare practic nu se pierde calitatea metalului și respectiv el poate fi reciclat la nesfârșit. Respectiv în calitate de ambalaj, practic este cel mai reușit ambalaj care se poate folosi pentru ambalarea produselor alimentare inclusiv. Când vorbim despre reciclarea acestuia, încă o noutate bună este că el se reciclează și în Republica Moldova, mai exact și în municipiul Chișinău. Avem acces la operatori de colectare, sortare și reciclare, da? Chiar și adeșeurilor menajerii mixte. Da? Pentru că dacă vorbim de colectare separată, asta este o tendință actuală, da? O preocupare a tuturor, practic, da? Atât a instituțiilor de stat, da? La nivel de guvern, cât și a cetățenilor de rând. Dar în această măsură, oricum, suntem la un prag de sub 5% de colectare separat, fiindcă varianta ideală asta ar fi să-l colectăm separat în recipiente galbene, da, sau în plasele care deja sunt prezente în Chișinău. Dar totuși, dacă nu avem această posibilitate sau nu avem acest obicei, chiar dacă ele sunt colectate mixte, da, dar vorbim la un loc cu toate cele, da, deșeurile menajerii organice, ele în primul rând trebuie să fie spălate, da, adică sub jet de apă, da, să fie decontaminate de grăsimi, de tot produsul dinăuntru. Este important să separăm inclusiv și capacul, fiindcă în momentul în care acesta ajunge în tomberon, este posibilitatea ca un animal să fie, da, cumva afectant, da, traumat, exact, da, trebuie să avem grijă și de acest moment și să colectăm la un loc toate cele materiale, să separăm de deșeurile organice, fiindcă ele se contaminează și după asta necesită o prelucrare lucrătoare, niște iarăși cheltuieli suplimentare, inclusiv resurse care se cheltuie, da, pentru ca să-l decontamineze, să-l spele și mai departe. Ideal ar fi să-l facem asta acasă, da, acasă. Exact, înainte, da. Cum v-am spus, e foarte simplu, deci să avem un pachet sau un tomberon pentru colectarea deșeurilor organice și unul pentru reciclabile. Chiar dacă ele sunt colectate separat, ele oricum sunt transportate, avem în municipiul Chișinău stații de sortare, da, deci toate deșeurile mixte, colectate mixte, ele sunt transportate la stația de sortare, da, ele mai întâi sunt mecanic separate, apoi ajung pe banda rulantă, unde angajații uzinei, deci manual, extrag toate tipurile de materiale reciclabile. Deci avem 12 tipuri de materiale reciclabile, dintre care face parte și metalul. Ulterior, ele iarăși sunt clasate sau sunt separate pe categorii de metale, da? Balotate și transmise către reciclatori, da? Care îl topesc și respectiv îl reintroduc în circuitul economic. Deci un proces care pare fi simplu, ușor, numai să avem noi dorință să-l, exact, să-l respectăm. Exact, să, da, ne, deci e vorba de un obicei până la urmă, da, fiindcă obiceiul mi l-am creat și eu, da, chiar relativ recent, da, deci nu este nimic complicat, e vorba de obicei, ca până la urmă să constați că, de fapt, cumva primești o plăcere, satisfacție personală, da, când realizezi faptul că, de fapt, deșeuri le reintroduci în circuitul economic și, respectiv, astfel noi economisim, practic, o cantitate enormă de resurse. Practic, dacă vorbim diferența dintre a confecționa un ambalaj din materie primă, da, care se extrage din sol, și dintr-un material reciclat, deci diferența este că de economisim energie în jur de 90%, da, sau 95%, da, din datele oficiale. Deci vorbim de o cantitate enormă economisită de energie și nu de energie, de resurse regenerabile, da, pentru că în procesul de confecționare a metalelor pentru ambalaj, deci se cheltuie, în afară de energie electrică, da, se mai cheltuie cărbune și alte componente, da. Deci, respectiv, este un avantaj pentru noi toți și tot avem de câștigat. Domnule Munteanu, revin la dumneavoastră ca să povestim și să explicăm un pic mai amănunțit. Ce conține o conservă de, hai să zicem, de ton? Mă gândesc că în ultima vreme este foarte populară salata cu ton. Pentru, da, că există și o anumită marcă de ton care e de import și e foarte cunoscută și căutată. Ce nutrienți conține o conservă de ton? Dacă vorbim în general cu conservele de pește, ele deseori se
conservează în ulei. De ce în ulei? Deoarece de la pește noi trebuie să luăm omega-3, care este o substanță solubilă în grăsimi și este destul de importantă, anume din pește să luăm. Și ca component, a doilea component important, trebuie să fie condimentele și sarea. Altceva nimic nu trebuie să fie. Dacă noi găsim pe ambalaj că sunt diferite euri, diferiți conservanți, de acum se înțelege că aici ori materia primă a fost nu prea calitativă, ori procesul tehnologic a fost adică puțin perturbat. Important să fie condimente, sare, peștele, tonul și uleiul. Clar că sunt și alte tipuri de conserve de pește, unii nu se folosește uleiul, se folosește, de exemplu, este peștișori mai mărânței, gingerica, da, gingerica, da. Acolo un sos de, de tomate, adică tot pot să fie așa ceva. De ce din gingerica noi, dintre cei gingerica, omega-3 nu prea să luăm, acolo mai mult luăm noi alte componente. Ceea ce este important, să ne uităm unde a fost produsă conserva aceasta de pește. Dacă este produsă într-un oraș sau într-o uzină care se află în mijlocul continentului, ne dăm seama că peștele înainte au fost ori înghețat, ori prelucrat. Important să se producă într-o uzină care este lângă, aproape de mare, o mare, ocean. Atunci noi ne dăm seama că peștele imediat de pe navă proaspăt au fost folosite în conserve și aceste conserve se crede că sunt cele mai calitative, cu un impact nutrițional destul de mare și pozitiv. De ce vă spun? Cât mai puține componente, atât cât mai bine. Euri deloc nu trebuie să fie, deoarece însăși procesul de conservare, mai ales în cutii de metal, adică permite a conserva orice fără folosirea eurilor. De exemplu, dacă vorbim despre icra roșie, da, acolo poate să fie un conservant, deoarece icra roșie este ușor alterabilă. Varianta clasică să fie numai sare. Dar câteodată producătorii, pe lângă sare, ca să mărească termenul de păstare, mai pun și alt conservant, acolo cu niște denumiri sofisticate, care nu sunt prea bune pentru rinichi. Dar esența care? Cât mai puține componente și componentul de bază trebuie să fie peștele, pe primul loc, să nu fie altceva. Astea cam sunt parametri ce noi găsim în conservele date. Ne îngrașă conservele? Nu, de exemplu, dacă depinde cât mâncăm. Totuși, vedeți că cam nutriții, doar știți, totul depinde de volumul. Da, echilibru. Că echilibru. Dacă e prea mult, clar că dacă este mult ulei, asta sunt multe calorii, de ce pot să ne îngrașe, dar dacă optimal, numai ca să luăm omega-3 sau să luăm carne sau proteină, ce e bună din pește, atunci este destul de ok și destul de bine de consumat conservele acestea. Dacă nu avem acces, mai ales la pește proaspăt sau la pește refrigerat, asta e unica soluție. Vadim, trebuie să te întreb, să-ți adresez această întrebare foarte generalistă și generală, dar pentru că ești directorul acestei asociații Obștești Reciclare și știm cât de mult munciți pentru ca să, cum să zic, să creșteți gradul de conștientizare al cetățenilor despre cât de important este să recicleze. Cum stau lucrurile la noi în ultimii ani la capitolul reciclare? Stau bine, per general stau bine, da, deci deșeurile nu este o problemă, de fapt, da, cum toți spun că deșeurile este o problemă, nu, dacă să-i gestionăm corect, să facem acțiunile corecte și să respectăm, da, toate etapele unui management integrat, deci deșeurile nu este o problemă, da, ba din contră este o soluție de a asigura economia circulară, da, deci lucrurile stau bine. Avem strategie de gestionare a deșeurilor, da, care se propune până în anul 2027 la nivel național să se creeze 8 operatori regionali, deci Republica Moldova va fi împărțită pe 8 zone, da? Deci în fiecare zonă va fi creată toată infrastructura modernă, da, conform celor mai bune tehnici disponibile la ziua de astăzi, da, de colectare, transportare, lăsație, sortare și reciclare, da, pentru a asigura reciclarea tuturor materialelor, deșeurilor, da. La ziua de astăzi deja avem companii care funcționează și care sigur managementul integrat în municipiu Chișinău. Vorbim despre compania BS Recycling, care deja prestează servicii, da, de colectare în municipiu Chișinău. Deci locuitorii municipiului deja au acces, da, deja deșeurile sunt reciclate în mare parte, da, care sunt colectate. Respectiv, după mine, stăm bine, da. Deci chiar și la nivelul autorităților publice, da, deci este un domeniu sensibil, da, pe care se focusează, asupra căruia se lucrează, da. Mai mult ca atât, o altă noutate pentru Republica Moldova, da, este faptul că începând cu anul 2023, cu 1 ianuarie, o să fie implementată responsabilitatea extinsă a producătorilor.
ceea ce înseamnă că toți producătorii care plasează pe piață produse ambalate, da, ei o să fie obligați să le recicleze. Deci responsabilitatea nu mai vine pe umerii autorităților publice, cum era 30 de ani încoace, dar o să fie pusă pe seama producătorilor. Ceea ce înseamnă că dacă un producător a vândut luna asta, sau trimestrul ăsta, da, a vândut, nu știu, 10 sticle sau 10 conserve, dacă vine conserve, da. Deci el urmează ca o conservă 10% sau 20%, fiindcă această ținte o să crească etapizat, da, fiindcă nu putem să-l obligăm inițial, da, mai întâi trebuie etapizat, deci să implementăm aceste reguli. Deci ca să crească etapizat, da, până în anul 2029, dacă zicem, de exemplu, pentru metal, el o să crească până la 30%. Deci ținta, da, o vândut luna asta 10 conserve. Deci ele 3 conserve este obligat să le colecteze, să le transporte la reciclare și să raporteze ministerului că el asta a făcut. În caz că nu face, deci el achită o taxă care nu este demotivantă, da, care nu te motivează, deci să reciclezi. Deci asta o să fie încă un instrument de protecție a mediului, da, care o să asigure că noi o asigurăm populației un mediu curat. Foarte recunosc că nu știam despre această inițiativă. Sună foarte bine. Rămâne să vedem cum va fi pusă în practică. Și acum tot așa, ca să vorbim practic, Vadim, uite, avem, ziceam și mai devreme, am deschis mai multe conserve, am gătit, am mâncat așa. Dacă nu avem în apropierea blocului nostru un coș de gunoi specializat, ca să zic așa, ce facem? Unde mergem? Ca să fie clar pentru toată lumea. Pentru că noi auzim de faptul că se reciclează, dar de multe ori efectiv nu știu unde să te duci cu punga plină de ambalaje. Deci da, avem plasele amplasate prin tot Chișinău, plasele galbene, care cu siguranță toți deja le-au văzut, da? Dacă nu avem în curtea noastră, cu siguranță avem în curtea vecină, exact. Okay. Sau le punem, nu știu, un portbagaj dacă avem o mașină, da? Sau ne primlăm câteva sute de metri, cu siguranță găsim, pentru că ele sunt destul de multe, da? O altă metodă, dacă vorbim iarăși de metal, în zonă, în mai multe sectoare orașului Chișinău sunt chiar și colectori autorizați, da? Specializați anume în metale, da? Care le iau, ok, nu știu dacă o să fie remunerat la o persoană, dar gratuit, cu siguranță îi pot să le ducă și să le pun acolo și ele vor fi reciclate. Da. Numai să vrem și numai exact. Să ne dorim. Domnule Munteanu, mă întreb dacă în alimentația copiilor putem să includem conservele. Dacă îi dăm copilului la școală un sandwich în care am pus iarăși niște ton sau niște pește sau niște carne. Nu este nicio problemă. Că vă spun că procesul tehnologic conservare a cărnii sau altor produse, anume sub formă de conserve, el practic păstrează majoritatea ingredientelor, numai dispar unele ingrediente care sunt labili la temperatură, că e totuși la o temperatură destul de înaltă, sub presiune, adică să faci așa ceva. Da, se pierde vitaminele, o parte din vitamine B, se pierde o parte din vitamina C, dar celălalt antioxidanții, celelalte componente omega-3, totul se păstrează. Deci dacă se respectă totul corect, adică nu văd o problemă dacă nu avem iarăși acces la ceva proaspăt sau refrigerat, clar că alternativă este conserva bună, de calitate bună. Dar de ce? Că poate și copiilor, și adulților, și oamenilor în etate, nu e nicio problemă. Numai să nu facem excese, așa asta cum spuneți da. Dumneavoastră tot timpul. Dar legumele conservate, se aplică în cazul lor aceleași principii? Da, aceleași reguli, chiar dacă porumbul conservat sau mazărea conservată, nu e nicio problemă, iarăși, se pierd iarăși componentele care sunt sensibile la temperatură, restul tot se păstrează. Ba chiar la unele legume, unele antioxidanți sub acțiunea temperaturii și mai ales dacă este prezent acolo și sare sau alte componente, pot să aibă o biodisponibilitate, o absorție mai mare, anume în conserve, în comparație cu materia primă proaspătă care este. Deci, da, noi pierdem ceva, dar câștigăm la altceva. Deci, e și important să combinăm și legume proaspete, și legume conservate, fiecare și are locul său, sezonul său, perioada sa, deci nu e nicio problemă dacă le consumăm chiar și legumele acestea conservate. Dacă citim eticheta, de multe ori găsim zahăr în conserve. Zahărul e problemă destul de mare, noi numai în conserve îl găsim, îl găsim și în... Dar nu te-ai gândit că într-o cutie de mazăre conservată se găsește... Cel mai zahăr. Important, noi se deosebim, adică sunt legislația europeană la noi în vigoare, că pe etichetă scrie zahăr, din care zahăr adăugat.
Aici este problema. Dacă zahăr însuși din legumă, nu nimic strașnic. El este legat de fibre alimentare și el nu se absorbe așa de rapid și nu perturbă fonul hormonal. Dar dacă este mult zahăr adăugat, adică asta de acum este problemă. El are indicele glicemic foarte mari, imediat se absorbe și se încep procesele de disbalanță hormonală în organism. De ce și este important să atragem atenție cât zahăr adăugat este. Asta este principala problemă când ce ne referim la zahăr în conserve. Așa. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați trecut astăzi pe la noi și pentru că am putut să punem în discuție acest subiect. Aș vrea să facem o concluzie și să venim cu așa un mesaj pentru toți cei care ne urmăresc acum și, Vadim, o să te rog pe tine să faci acest lucru. Deci da, deci îndemnă toți locuitorii să colecteze separat, deci asta nu implică mult timp, ba din contra, în momentul în care ne reeducăm și ne creăm obiceiuri noi, o să constatăm că de fapt o facem cu plăcere și de fapt o facem pentru noi și pentru viitoarele generații, da? Pentru că trăim toți într-un mediu mai curat. Perfect, mulțumim tare mult, domnule Mâncanu. Eu aș spune că dacă este posibilitatea de folosit conservele și alternativa nu este, clar că folosiți-le, clar că sunt unele minusuri în ele, dispar unele substanțe, dar în general, dacă sunt calitative, dacă sunt păstrate corecte, și clar că ne uităm și la prețul, prețul este, trebuie să fie respectiv, că conserva nu poate scoate puțin, asta tot este important atunci când alegem conserve. Dar pentru organism, mai ales în perioada rece anului, când nu avem acces, de exemplu, la legume proaspete, este o bună alternativă pentru a diversifica alimentația noastră și a oferi organismului majoritatea micro- și macronutrienților. Vă mulțumim foarte mult încă o dată. Vadim, felicitări și felicitări pentru tot efortul pe care îl depuneți pentru ca să ne educați în acest sens și vă dorim succes în tot ceea ce vă propuneți să faceți. Și, domnule Munteanu, nu știți că vă suntem recunoscători pentru că de fiecare dată aveți grijă să ne explicați, ca să fie clar pentru toată lumea, ce mâncăm și mai ales ce alegeri să facem atunci când vorbim despre mâncare. Mulțumim tare mult!